Deplasarea de la Bistrița a fost mereu o fata morgana pentru jucătorii gorjeni. De la promovarea echipei în 2005, trupa lui Condescu s-a întors de fiecare dată cu coada între picioare din fieful lui Tatajan. Cel mai rău a fost în primul sezon, când a pierdut cu 0-4, însă de atunci au mai urmat eșecuri cu 0-2, 1-3 și de două ori 0-1. Al șaselea episod are loc mâine seară de la ora 22, iar Badea speră să spargă ghinionul și să bifeze totodată prima victorie a echipei sale din acest sezon. Există o statistică pe care o respectați voi. Pentru mine sunt trei puncte puse în joc la fiecare partidă, indiferent de locul de disputare. Că se joacă acasă sau că se joacă în deplasare, pentru mine contează mai puțin. Badea are și motive să fie optimist, deși echipa sa nu a impresionat în acest debut de sezon, nici bistrițenii nu au fost mai breji. Tot două puncte au strâns și ardelenii în primele trei etape și au primit numai puțin de 7 goluri, 4 dintre care primite de la o nouă promovată, Sportul Studențesc. O echipă în continuare în căutări, a propus în aceste trei etape mai multe sisteme de joc, rămâne de văzut ce se va întâmpla la ora partidei. 19 jucători a deplasat Badea pentru meciul de la Bistrița. Lotul a fost completat astăzi cu Ciprian Brata, care a fost doar simplu spectator la victoria tricolorilor mici în Moldova cu 1-0. Brata încă suferă după accidentarea din meciul cu Dinamo și e incert pentru duelul de mâine seară de la Bistrița.